Vă spuneam la începutul ediției că astăzi intrăm în culisele a două instituții culturale de succes din România. Prima dintre ele este Opera Națională București, acolo unde mergem chiar acum. Am aflat pentru dumneavoastră că se pregătește o nouă premieră, în regia lui Graham Vick, unul dintre cei mai importanți regizori de opera ai momentului. Acesta s-a aflat la București și a acordat un interviu colegului nostru, Marius Constantinescu. Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor în Franța, visiting professor la Oxford University și commander of the British Empire. Graham Vick este cu siguranță unul dintre cei mai importanți regizori de operă ai timpului prezent. Ați putea să-mi indicați momentul precis în care ați decis să deveniți regizor de operă? Aveam 17 ani, studiam dirijatul și repetam alături de câțiva prieteni secvențe din Visul unei nopți de vară de Benjamin Britten. În doar 3 ore mi-am dat seama ce voiam să fac pentru tot restul vieții mele. Opera este o artă în disperată nevoie de reîmprospătare? Disperarea nu e niciodată o calitate teribil de atractivă. Toate formele de artă au nevoie constantă de revigorare, dacă nu chiar de renaștere. Este, de fapt, o metaforă a creației. Fiecare artă ar trebui reinventată. O frază muzicală nu are niciun sens pe o foaie de hârtie, ci atunci când este cântată. În spectacol, asta înseamnă o renaștere. Respirația acelui moment înseamnă viață, prin urmare, orice aspect al artei ar trebui reîmprospătat și reexaminat. Altfel, am trăit într-un cimitir. Când va atrage o operă, asta se datorează în primul rând partiturii ei, poveștii sau provocării pe care o intuiți în montarea ei. Pe vremuri mă atrăgea provocarea, dar am lăsat asta în urmă. O mare partitură este întotdeauna atractivă și de aceea mă întorc mereu la marile lucrări ale repertoriului, pentru că vreau să le redescopăr, să le aprofundez, să cresc în ele. Ultima dată când am regizat Falstaff, nu eram Falstaff. Acum sunt în anii corespunzători vârstei lui. În activitatea dumneavoastră, cu cine vă certați cel mai mult? Cu directorii de teatre, cu cântăreții sau cu o anumită parte a publicului? E foarte ușor de răspuns. Cu directorii. Cum așa? Sunt prea îngrijorați pe seama publicului, pentru că banii au devenit o chestiune cum nu se poate mai spinoasă, pentru că și eu am prioritățile mele cum nu se poate mai personale, care adesea sunt în contradicție cu prioritățile manageriale. Unul dintre motivele pentru care sunt angajat e chiar acesta, să mă cert. Înfruntarea e parte din proces. Cu soliștii nu se întâmplă aproape niciodată. Cu publicul nu-mi place să mă cert. Nu asta este dorința mea. Depinde mult și de natura lucrării. Unele opere sunt scrise deliberat cu ideea de a fi provocatoare. Fiecare are propriul mod de a instaura un dialog cu publicul. Primele măsuri din Don Giovanni sunt ca o palmă pe obrazul acestuia, deci nu se poate oferi o experiență confortabilă. Falstaff este o operă plină de bucurie, dar și de satiră, vulgaritate, în cantități considerabile. Am fost huiduit copios, dar nu e acesta scopul meu. Nu invit publicul să o facă. Trebuie să supraviețuiesc experiențe. Una dintre problemele unui regizor este publicul unei premiere, un public de context care mă poate contesta vehement. Dacă merg însă la următorul spectacol, s-ar putea ca lucrurile să stea diferit. A pus în scenă Parsifal la Paris, maestrii cântăreți din Nürnberg la Covent Garden din Londra, Rigoletto la Barcelona și Madrid, flautul fermecat la Festivalul de la Salzburg și Otello și Macbeth la Scala din Milano. Regiile sale se refuză constant tradiției și folosesc încă un limbaj nou și cel puțin controversat, mai ales pentru publicul atât de implicat pe care îl are teatrul liric. Unele dintre regiile dumneavoastră au fost mult lăudate, altele au fost copios contestate. Eu aș putea să menționez Traviata la Verona, care a avut un mare succes apoi și cronici formidabile. Reluarea a fost complet sold-out. Iată un bun exemplu de rezistența unei producții provocatoare într-un loc eminamente tradițional, în ciuda unei premiere teribil de ostil. Până la urmă, controversa și-a găsit publicul.
Cum vă plasați în raport cu ceea ce numim tradiția operistică, la care cel puțin o parte a publicului este încă foarte conectată? Tradiția e un cuvânt foarte leneș, un cuvânt leneș pentru oameni leneși. Wagner a fost primul care a stins luminile într-un teatru. Pe timpul lui Verdi, cântăreții evoluau pe o scenă în fața arcadei teatrului, alături de public, iar luminile erau aprinse. Astăzi nu mai facem nicăieri așa. Avem fosă, avem orchestra plasată acolo, am așezat cântăreții în spatele arcului scenei și ni se pare tradițional. Tocmai de aceea spunem că tradiția este falsă, prostească, leneșă, una peste alta este ceea ce aștepți. E inocența ostenită a cuiva care nu înțelege că totul e într-un perpetu flux, într-o perpetuă schimbare, că lumea însăși se schimbă. Cei care se agață de trecut sunt cei care se sperie de viitor, iar teatrul nu este pentru ei, ci pentru cei care acceptă fluxul, care investighează prezentul și toate posibilitățile viitorului, nu pentru a te agăța de ceva ce s-a petrecut deja.